Două etape de suspendare este pedapsa pentru Cătălin Burlacu după eliminarea din meciul 2 al semifinalei cu CSM Oradea. Astfel, el nu va putea evolua în meciurile 3 și 4, care se vor disputa în sala din Brazi. La auzul sentinței, conducerea campioanei a luat foc. Managerul Iacobescu amenință că echipa nu se mai prezintă la meciuri. El acuză faptul că cei care au judecat cazul au legături cu adversarul. Primul membru este un fost jucător orădean, iar al doilea este comentator la televiziunea care sponsorizează și trupa din nordul țării. Înainte de a în practică practică o decizie drastică. Cei din conducerea clubului Ploieștean au făcut apel la această hotărâre. Ei speră ca Burlacu să joace măcar în meciul 4 al semifinalei.